Salutare și bine ați venit la un nou episod din GTA Vice City. M-am interesat puțin și am aflat că nu cred că o să mai fie nicio misiune în Vice City decât aia de acolo, care e cam ultima și, după cum am zis, vreau să o salvez pentru final. Așa că jocul e completat doar 59% dacă nu mă înșel și acum trebuie să fac ce mai e de făcut pe aici. Adică salturi, jafuri, asset-uri. Cam atât, ce-o mai fi? Cam așa. Oricum, acum trebuie să fac pentru asta, Sunshine Autos. Acolo mă duc și trebuie să fiu cu ochii în patru. Deci, Streciu nu a fost la vilă. Virgo e pe undeva prin oraș și nu mai știu ce mai trebuia. Și mai trebuia ceva, parcă. Erau vreo 3 mașini care îmi trebuiau. Ok, nu, hai până acolo. Hai până acolo că nu mai știu care și cum. Poate dau și de o Virgo până la urmă. Poate. Oricum, sunt cam nasol de găsit. Sunt cam rare, așa cât de cât. Da, o găsesc eu. Nu-i bai. Până la urmă trebuie să dau de ea, că doar nu e, nu știu ce mașină rară. Mă, și dacă aș putea să văd și eu cum intră soarele sa fix în ochi. Cred că deja făcui asta. Da. Cu siguranță făcui aia. Ia să vedem, deci Saber. Aha. Sigur, Saber, care-i Saber-ul? Care era, mă, că... Bă, îl știam. Deci îl știam, Saber-ul. A, cred că știu care. Bun. Acum. Virgo, Stretch sau Saber, una din ele. Pe unde să mă duc eu? Parcă Virgo, dacă nu mă înșel, apărea prin partea asta orașului, prin Little Haiti. Parcă pe acolo. Și nasul e să nu trec de ele, că dacă trec de ele și le scap din ochi. Și trebuie să mă uit și eu la drum când conduc, așa ar fi normal. Dacă scap din ochi, dispar. Nu, mă, nu, asta era maniana. Stai puțin, stai, nu. Nu iau eu mașina asta, e mai bună asta. Oricum trebuia să încerc. Virgo. Pe aici am găsit-o ultima dată. Știu că am mers eu puțin pe aici ca să văd ce și cât de ușor se găsesc mașinile, cam prin ce părți ale orașului le găsesc. Asta e alta, nu. Nici de asta n-am nevoie. Bă, frate, e plin de maniana pe aici. Mie-mi trebuie Virgo. Asta e... Hai de capul meu, uite alta. Una după alta, uite-le cum apar. Mă, o mașină cer. O mașină, chiar atât de mult. Stânga, dreapta, nimic. Hai, mă, pe bune, chiar nimic, nicio mașină. Stai puțin că la shop-ul ăla mă întorc. Dacă asta nu zicem. Pe bune, uite alta. Bă, dar e și rezistentă, nu glumă. Hai, mă duc tot spre ea. Bă, deștept sunt. Hai, mă. Ce, chiar atât de mult? E, pe dacă tu sunt aici, hai să nu pierd timpul. Stai. Nu. De ce-mi trebuie mie? Tu. Scoate toți banii. Hai. Hai, mă. Scoate-mă banii. Așa, bravo, vezi că știi. Hai că mai ai. Hai, mă, scoate banii. Așa, bravo, haidea. Pune. Hai, mă, că mai ai. Nu te da sărac, că știu că mai ai. Atât? Doar atât? Bun, ajunge și atât. A, perfect, făcui pan la mașina mea.
Ok, am pan la mașina mea. Oh! Mă, de treabă taximetristul ăsta, vă, că îmi lăsă mie mașina. Oh! Încet! Mamă, ce boost îmi dă ăla din spate. Și dacă mă înșel, aici am un rampage pe care l-am mai făcut o dată, dar din moment ce am pierdut salvarea nu-l mai am. Ok, uite-l aici, Krugerul. Haidea. Și mi se pare că sunt și mult mai puternice armele dacă le iei din rampage. Haide, dă-i jos cu el. Jos cu el, mă, hai că se poate, haide. O, pierd timpul degeaba. Nu te mai plictisici, mă. Oare care o fi acolo sus de... Trage așa ca apucatul. Mie, bă, parcă eu aș face altceva. Ziceam și așa, vorba vine. Mă, dar vă că... Nu vrea. Cazi odată. Nu, nicio șansă, nu vrea. Au ăștia pleacă. Bă, unde plecați? Să liniștiți că am treabă cu voi. Nu vă împrăștiați, nu fiți oi, nu fiți ca oile. Nu fiți ca oile căpiate, că nu sunt desfolositori așa. Hai mă, încă unul, unul mai vreau, unul. Perfect. Gata, du-te. Uite, așa scap de poliție, cu stil. Nu așa să fugi de ea, să cauți stele sau să aștepți. Bă, hai mă, când se mai duce asta? Bun. Urem pe ăștia de pe listă. Ce mai avem de făcut? Da, și un jaf. Și ăsta vă să ia de pe listă. Acum, hai, pe mașini. Ce fac, mă? Și el a fugit la locul accidentului. Băi, culmea, e plin de mașini de astea pe aici. Nu caut unde trebuie. Uite, încă una. Și încă una. Și încă. Care e faza cu jocul ăsta? Jocul ăsta e destul de tâmpit. Hopa. Nu, că s-a dus. Din moment ce e pe... Ăsta e... Nu, ăsta e Stallionul. Da, ce ziceam. Mi-aduc aminte vag așa cum arăta Saber-ul. Dar nu sunt sigur dacă mai știu care e într-adevăr. Nu, mă, uite, încă una de asta. Da, mă disperară. Uite. Și se, nu e asta. Nu, asta e Greenwood-ul. Nu, aia seamănă, dar e un pic mai mică. Asta e tot Stallion. Sau? Da, cam asta încerc. Pe bune, mă! Dați-vă bătuți. N-aveți ce să-mi faceți. Ok, unde erau, mă? Uite, acum apar numai Stallionuri. Perfect. Foarte frumos. Stai. Ala e tot ce nu-mi trebuie. Mamă, ce noroc am eu. Bă, când nu-mi trebuiesc, mă, pe toate le găsesc imediat. Și voi, bă. Stai, ăsta-i toți. Toți. Ok. De ce-i toți Stallion ăsta? Stai, mă, că-s confuz. Deci ăsta e Stallion decapotabil. Bă, deci e prima oară când văd mașina asta. De când joc eu Vice City? Habar n-aveam că mașina asta există. Hai, mă, un Virgo. Un Virgo cer numai mult.
stai acasă la tine și lasă-mă în pace. Eu caut mașini acum, da? Taxiuri, tot ce nu-mi trebuie mie. Nici tu n-ai ce face. Zi mersi că unde călcai acolo, să-i băia bun. Hai mă, hai mă, unde -s? Nu prea-mi venea crede ce pățesc. Nici măcar un Virgo sau un Saber. Dar nici măcar unul. Și dacă am trecut pe lângă vreunul, dus a fost. Oare n-am mașini eu de astea, nu. Poate, mă, poate găsesc aici. Iese, mă, și seamănă mă mașinile. Stai mă, ho! Da mă, asta e. Seamănă. Mă gândeam că nu seamănă mașinile, dar nu sunt. Wow, wow! Stai pe drum, stai pe drum și pe două roți. Alea, tot, pe două? De ce două? Că pe două eram, pe patru. Mă, dacă nici aici nu găsesc. Deci dacă nici aici nu găsesc. Bă, și... cred că și unde găsesc eu un Saber. La Cortez în parcare. Acolo sigur găsesc unul. Sau? Cine băia asta? Phoenix galben, colorat tot. De ținut minte. Mă, nimic pe aici. N-am văzut așa ceva. Avem un bench. Nu-i Banshee. Comet. Ai de capul meu. Ah, uite un rampage. Bun. Ia să vedem. Oh, bun așa, bun așa, bun așa. Dacă stau și mă gândesc bine. Oh! Reacție în lanț. N-am folosit deloc arma asta în tot jocul. De când m-am apucat. Oh, stai, stai, băi. Pompieri idioți. Na mă. Săturați-vă. Hai mă, nu ești tu foc să mor sau te plim ca oaia căpiată pe a... Tu cum scăp? N-am nicio idee cum scăpară ea. Dar voi... Niciunul. Săracii de voi. Mă, și tu, tu ce crezi, mă, că ești mai șmecher sau ce? Te... Fugi tu de mine, na, satură-te. El crede că scapă de mine dacă... Mă, ăla ce-i? Nu, nu-i ce-mi trebuie mie. A, ou, câți avem aici? 3, 6, mulți. Dăm perete ca bou și fugem partea cealaltă. Mă, și unul mai trebuie, dacă prindeam și pe ăla. Dar nu-i bai, îi prind pe ăștia toți de aici. Hai, dați foc și la... Ah, hai scăpară. Mă, mi se pare mie sau... O să am și pe aici ceva. Ce-i ăsta? Blood ring de... Blood ring. Am nevoie de o mașină bună. Aici și asta o iau numai dacă completeze setul ăla. Hai mă. Tu, stai. Dacă asta nu-i Saber, eu mă împuș. Ui. Am făcut rost de Saber. Bun. Mă, măcar toată goana asta nu... N-am risipit-o așa. Am risipit-o? Nu, stai că nu... Na, pe asta n-am zis-o bine chiar deloc. Și cred că am trecut și pe lângă un Virgo. Hai că s-ar putea să se fi schimbat așa jocul puțin. A văzut că mă pricep să-l joc și am vrea să mă ajute. Ia să văd pe lângă câte Virgo mai trec până ajung la Sunshine Auto. Și să am grijă cu mașina asta că se răstoarnă foarte repede. Nu prea are stabilitate și nu vrea să stea pe roți cam deloc. Dacă faci puțin, uite așa de ea, uite, uite. Uite cum și-a zborul. Ok, acum, oh. Mă, n-am mai văzut niciun Virgo. Reacție în lanț. Dai într-un motociclist, mai lovesc și încă 3.
pe trotuar sau doi. Ți-au fost. Nu mi-am numărat. Uite, uite, uite. Trei una după alta. Uite încă una aici. Hai, pumba. Ce face ăsta, frate? Știu cum a vrut să intre mine. Sau poate doar a schimbat banda și am... N-am reacționat eu cum trebuie. Mă, dar nimic, mă, nimic. Ok. Hai că merge și cu asta. Măcar una din trei. Nasol că n-a fost aia limuzina la vilă. Că dacă era, acum ar fi fost altă treabă. Aș mai fi avut de căutat doar una. Stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai. Ieși. Și acum ca să nu dispară. Virgo, bun, 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 bun. Ok. Tu stai cu minte acolo și nici să nu te gândești să dispari, auzit? Că mă întorc după tine. Am treabă cu tine. Hai mă, hai mă, mișcă-te mai repede. Bau aici în garaj că mai avem una de neașteapt afară. Sper. Mai ești? Perfect, mă, perfect. Uite cum. Am găsit-o fix unde trebuia. Fix aici. Nu trebuie să mai plimb eu de la mama naiba din oraș. Uite, fix unde trebuia. Bun. Și acum, ce sper eu? Că a apărut stretch-ul la vilă. Și trebuie să schimb arma asta neapărat, că nu-i bună. Adică e folositoare că poți să mergi, să tragi în timp ce mergi, dar așa nu prea e, nu prea dă de mergi mare. Bă, și cât de frumos se conduce mașina asta, de luxo. E, dar măcar e unică. Unicat. Mi se pare că nu mai găsești în tot jocul de asta, da? Nici nu prea văd de ce ai vrea să găsești, uite ce nasol se conduce. Măcar următoarea mașină e mai, hai să zicem, mai fiabilă. Cred că am zis bine asta. Dacă nu, nu-i problema mea. Tu nu e. Nu cred. De ce, mă, de ce? De ce îmi face jocul una ca asta? De ce? Ok, atunci. Nu vrei să apari acolo? Bun. Mă duc în altă parte. Mă duc... Unde să mă duc acum? Fac un unique jump. Pe sau ori la... Mi se pare că l-am jefuit odată pe go-ul ăsta, așa că nu mai fac încă o dată. Și cred că o să mă duc... Nu, no, n-am reușit jump-ul. Mă gândeam eu. A, da, asta... PCG Playground. Asta vreau să-l fac acum. Bine, acum să văd dacă îl și reușesc. Ultima dată știu că am reușit să-l fac. Dar nu mi-a reușit mereu. Și destul de greu să controlez tâmpenia asta de motoretă. Mai ales când trebuie să urci, să sari, să faci o grămadă de tâmpenii. Ia să vedem. Ho, 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 ho. Iau încet, iau încet, iau încet. Hai că încă avem timp. Hai, hai, hai. Prinde-l. Nu, nu da-n stâlp. Trebuie un pic mai la dreapta. Sus. Și hai că avem timp. Avem timp destul. De ce? De ce? De ce ai căzut? Ai de capul meu ce-mi face. Nu știu ce șanse mai am eu să-l termin. Frână, frână, frână. Bun. Hai că de asta am scăpat.
oarecum. Hai mă, treci și tu cu duba ta și du-te în treaba ta. Fiecare cu treaba lui. Nu pe acolo, 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 nu pe acolo. Iar aici e nasol. Așa, 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 nu! Scap de una, dau de alta. N-am văzut așa ceva. Ok, hai că încă se poate. Încă mai am 30 de secunde. Încă mai am 20 de secunde. Și nu, nu întreba, nu ziceți că am luat pe unde nu trebuie. Credeți-mă, pe aici trebuie. Da. Pe acolo trebuie. Fix pe acolo trebuie. Care era mai aici? Era unul acolo. Trebuia să sar acolo și unul. Hai de capul meu. Hai pe ăsta atunci. Trebuie să-l fac și pe ăsta. Și nu cred că l-am mai făcut în clipuri. Nu, e clar, nu l-am făcut. Și dacă nici pe ăsta nu îl fac. Bine, de făcut ăsta îl faci sigur că nu, ăsta e să scoți un timp bun. Nu e altceva, dar și ăștia contează la ăsta, la progres. Și pe porcările astea trebuie să le faci dacă vrei să completezi jocul 100%. Dacă nu vrei, nu vrei și gata. Dar eu asta intenționez să fac. 100% jocul, fără nicio moarte în joc. Sau fără să fiu prins de poliție. Și până acum am ieșit destul de bine. Hai zicem 60% din joc, să-l rotunjim la 59, la 60. Să zicem că a ieșit destul de bine. Și dacă și pentru următoarele 40% de procente, o să fie tot așa, mie îmi convine. Ho, 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 ho. Așa, frumos. Ial. Bun, bravo. Lasă pomii în pace. Copter tâmpit. Sus. Hai, sus, sus, acum, așa. Cred că 2 minute scot. Sau 3. Sau 2 jumate. Cine a sol în Vice City că nu pot să-ți salvezi elicopterele? Adică, să zicem că vreau să iau elicopterul de la armată. Să am un heliport unde pot să pui elicopterul, dar nu. Nu s-au gândit la așa ceva. Și destul de rău că nu s-au gândit. Am uite că s-ar putea scot 2 minute. Hai mă, hai mă. Ah, fie aveam scot 2 minute în cap, dar nu. N-a ieșit. Bun. 2 minute și 3 secunde. Merge și așa. Stai, 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 stai. O să am nevoie de tine să mă duc mai repede la vilă. Ho! Am mai văzut ceva aici. Și uite așa unde plimb prin oraș făcând alte tâmpenii. Vezi cum pur și simplu ți apar alte rampage-uri și găsești alte chestii de făcut care îți trebuie. Hai, pe bune, mă! Hai, ceilalți, nu fug! No, normal că trebuie să-mi pușc nu știu câți ca să fugă. Îmi place cum îi împuși și... ăștia... Măi! Păi de un gol de treabă, de câte ori tragi pe lângă el. Și ăștia pleacă așa, pur și simplu. Casual, parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Așa, hai. Alții. Alții, vă rog, hai da. Hai că am timp. Am timp destul și mai trebuie încă 5. Ia uite-i. Mă sol că-s decât 4. Uite-l, 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 iepurul, uite-l, iepurul. Ha, l-am prins. Gata. Următoarea destinație e vila sau limuzina. Dacă nu a apărut nici de data asta, nu știu ce să mai fac.
Acum, care parte era? Și dacă nu mă înșel, am un rampage și pe aici. Nu, nu pe aici. Nu, am încurcat eu parcările. Încotro-i vila, stai mă că nu mai știu. Uite acolo. Mă dezorientasem. Nu mai știam de capul meu. Rus, cred că cel mai greu rampage pe care o să trebuia să-l fac e ăla cu katana. Cel ăla cred că o să fie cam de cele mai grele. Da, o să mă ajute asta. 150 armură, 150 viață, o să fie de mare ajutor acolo. Ai mai apărut? Lasă-mă să vedem. Oh, perfect, acum nu mai e nici ce era. Ai de capul meu. Ah, mai am timp de un rampage. Și știu pe cel care vreau să-l fac. Gata, 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 gata. Oh. Pericol acolo. No. Încă nu. Încă nu fac rampage-ul ăla. Băi, culmea. Știi ce o să fac? O să survolez așa zona frumos până mi-apare limuzina. Păi dă un col de treabă. Deja mă plictisi. Uite-o, mă. Uite-o, 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 uite-o. Gata, ieși, ieși că nu mai ai nevoie de el. O parcare de asta să o faci la elicopter. Mă, lasă, nu trebuie să fie albă, de ce roz? Sau din cauza că e apusul. Da. Sunt ceva lumini pe acolo, pe cer. De fac roz. Și acum să am grijă de ea. Atâta vreau, să am grijă de ea până o duc acolo în siguranță. Și după aia nu mai am nicio treabă. Mi se pare că-s vreo câte liste. 5 sau 6 liste, parcă. Parcă așa. Oricum. Mă, eu banii de aici am mai luat. Dar încoacă am nevoie de ei. Mai am de cumpărat chestii. Și plus o să am nevoie pentru o arme. Dacă mă hotărăsc să fac, nu știu, altceva. Să mă duc să dau o spargere la bancă, din nou. Nu că aș lua nu știu cât de mulți bani de acolo, dar... Bă, puțin cu puțin se strânge și mi se pare că pentru a primi nu știu ce rang... Da, și asta intenționez să fac. Am văzut că sunt și ranguri în Vice City. O să mă interesez de chestia asta, n-am auzit înainte. O să mă interesez să văd ce și cum. Și vreau să ating rangul cel mai mare. 0 decese, 0 arestări. Rangul cel mai mare. Joc complet 100%. Fără coduri. Asta intenționez. Ah, perfect, încă o listă gata. Una din două. Și îmi place și mașina asta care mi-o dă. Nu mai știu cum îi zice, dar oricum e bună. Ia să mai am 2 minute. Cheetah, Infernus, Banshee, Phoenix, Comet, Stinger. Cele mai ușor mașini de găsit. Le găsești peste tot. Așa că o să iau pe asta. A, Saber Turbo, mă. Asta era. Uite una. Asta e Stinger-ul, dacă nu mă înșel. Ia uite-l. Și parcă aveam și pe aici câteva. Ia să văd eu. Să-mi verific eu garajul. Garajele. Că-s 4. Motoretă. Nimic. Nimic. Nimic, bă, da, sărac sunt. Frumos. Sărac sunt. Ia să vedem acum. Deci, Phoenix, Banshee, Comet. Nu, asta e Sentinel. Uite încă una. Nu, 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 lasă, lasă, lasă. Tu nu fugi de mine. Bă, ești nebun, ce viteză are ăla. Mai e ceva ca mașina. Și pe asta o bușii imediat. N-am grijă deloc de mașini. Încă una. Hai mă că se poate așa încet, încet. În loc să iau de sus în jos, cum ar fi normal, iau de jos în sus lista. Ok, următoarea.
Care e următoare? Hai mă, nu mai apare una pe aici. Că până acum așa a făcut. Uite așa, apar una într-una. Uite, uite una, uite. Am nevoie de mașina ta. Așa că ieși. E de un col de treabă. Bă, ce vezi că dau în tine? Și insist, nu dau o dată, dau de două ori. Păi, trei mașina, asta înseamnă. La mine ăsta e semnalul că, bă, vreau mașina ta. Poți să-ți iei alta. Sau poți să nu mai ai niciuna. Oricum, la ce mașină aveai, se vede că avea ceva bani. Deci... Uite, cum ziceam? De jos în sus. Bine, și bă, hai că eu o să termin lista asta, dacă tu m-a apucat ideea. Ăștia se găsesc ușor. Mai trebuie un Banshee. Cheetah. Uite Banshee-ul. Am nevoie de mașina ta. Mulțumesc frumos. Și repede le găsesc pe ăștia. Wow, Gogu. Bă, da, agresiv e ăsta. Taci și du-te. A, și infernul sumă. Te ben și... A, da, e că astea au loc sigur în care apar mereu. Dar, întâi de toate, am nevoie de o mașină să ajung mai repede acolo. Întâi mă duc să iau infernul sucă mai departe. Sau poate găsesc unul pe drum. Ar fi și mai convenabil. Ar fi, dar nu știu dacă găsesc. Slabe șanse. Ține-o pe drum și stabilă. Uite un cheetah. Lasă-l mă pe la taș din guret, că nu-ți făcui mare pagubă. Am înciut infernul pe aici, mă duc până la vilă, pe bune. Hai, ce noroc pe mine. Și am să că găsesc unul fix în față. Bravo, ești un șofer excelent. Ai răsplata pentru tine, pentru că ai fost un șofer excelent. Și uite infernusul. Nu întrebați de ce nu m-am dus după ăla la vilă. Îl vreau pe asta că e roșu. Totuși ar fi fost mai convenabil dacă aș fi găsit și eu unul pe acolo. Da, nu, de ce să mă ajute jocul? Exact ca cu faza cu Virgo. Apar numai de la manena, una într-una, dar numai de alea. Una după alta. Și nu numai una după alta, una lângă alta. E de un gol de treabă. Asta ne simțire curată. Oricum, mașina asta e destul de bună. Doar că ia curbele greu. Și se distruge foarte, foarte ușor. Ori asta, ori aia lui Len se distruge foarte, foarte ușor. Că văd că asta n-ar nimic. A, ba da. Ia uite. E clar, mașină made in China. Ia încet, nu o distruge. Că avem nevoie de marfa aia. Și acum, un cita. Atât mai trebuie pentru lista asta. Și mi se pare că acum dă Sand King-ul. Un jeep de... Nu știu de ce, dar un jeep. Hai mă, nimic pe bune. Înainte mi-a apărut unul, dar văd că acum nu mai vor să apară. Și uite aici se ascunde și mașina care am nevoie. De care am nevoie. Cheetah. Băi, ce naiba lovi? Pomul? Cred că pom dădui. Cred. Da. După asta o să verific dacă mai făcui vreun procent la joc. Ar fi culmea să nu-i făcut măcar, hai zicem, 2%. Și în rest, vedem în episodul următor ce mai trebuie făcut. Unix Stance,
și alte tâmpenii. Top fan, ce, dacă de nu sunt. Cursele, da, și pe alea trebuie să le fac. Hai de capul meu, da, am multe de făcut. Bun. Ia uite el. Nu o să-l prea folosesc eu pe ăsta, dar hai să zicem că merge. Așa, cât de cât. Oh, 6500 de dolari, bun. Păi cam asta a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și ne întâlnim în următorul. La revedere!